Astăzi o să dăm în circulație aproape tot ce încă nu a fost dat din intersecția Michelangelo, și anume dăm în circulație și axa est-vest pe ambele bretele. Începând de astăzi, peste câteva minute, se va putea circula în mod normal pe Bulevardul Pârvan în ambele sensuri, se va putea circula la fel normal în ambele sensuri pe Bulevardul Coposu și în continuare pe Staloții sau înspre podul Decebal. O lungime considerabilă din acest bulevard, care acum sigur a fost fragmentat în mai multe, fostul Pârvan, a fost înnoită în totalitate și sper să apreciați și în primul rând să aprecieze timișorenii, pentru că pentru ei ne-am străduit să facem totul, felul în care arată acum Bulevardul Pârvan, Bulevardul Coposu, și vom continua și pe Staloții. Deocamdată, amenajarea este complet făcută pe Bulevardul Pârvan, inclusiv spațiile verzi sunt amenajate, s-au plantat o mulțime de copaci, sunt amenajate trotuarele, la fel stau lucrurile și pe Bulevardul Coposu. Am redefinit sensul giratoriu de la intersecția dintre Bulevardul Coposu și Bulevardul și strada Pestaloții, și tot ce mai avem de făcut este să finalizăm și pasajul subteran propriu-zis. El este aproape gata, mai este extrem de puțin de lucru, numai că, din păcate, vremea a fost defavorabilă și în aceste ultime săptămâni ale anului și nu am reușit să facem anumite operații care necesită să fie uscat. Drept urmare, nu pentru că n-am avut suficiente zile ca timp fizic de lucru, nu s-a putut finaliza și pasajul subteran, ci datorită condițiilor meteo, pentru că ceea ce mai este de făcut este extrem de puțin și vreau să și spun timișorenilor ce mai trebuie făcut. Mai trebuie făcute anumite ermetizări acolo unde betonul a fost poros la prima turnare, acolo unde nu s-au realizat îmbinările perfect între pereții vertical și radier. Apoi trebuie aplicate foliile de hidroizolare, peste care se toarnă în etape succesive 3 straturi de asfalt, și mai trebuie ridicate câteva dintre gurile de canalizare, mai bine zis cam jumătate din gurile de canalizare, jumătate deja sunt poziționate la cotă. Asta e tot ce mai trebuie făcut ca să putem circula și prin pasajul subteran. Dar din păcate n-am putut rezolva acele probleme legate de hidroizolare în timp favorabil, din fără meteo, și asta ne face să mai întârziem cu darea în folosință a pasajului subteran. Oricum, a fost o lucrare extrem de grea, extrem de complexă, cred că cea mai grea lucrare care s-a făcut vreodată în Timișoara, având în vedere și faptul că suntem extrem de aproape de canalul Bega și era de așteptat să avem de luptat cu apa, însă nu am avut de dus acele lupte care la un moment dat au fost descrise în termeni fantasmagorici de către unii. Luptele pe care le-am dus au fost de cu totul altă natură, de altfel conform așteptărilor pe care specialiștii le-au și avut. N-am fost luați prin surprindere de nimic. Se circulă cu toate funcționalitățile care existau înainte, dar sunt câteva îmbunătățiri care vor fi constatate în ceea ce privește bretelele de legătură înspre Coposu, înspre Coposu. Care-i? Deci acolo trebuie să apăs pe ăla de sus? Nu, stați puțin lateral, așa să nu coli. Dăm drumul la semaforizare, da? Așa, cine ne și vorbește despre semaforizare? Că aici este o semaforizare în premieră. În asfalt există senzori de mașini și semaforizarea funcționează dependent și de câte mașini sunt în diverse locuri intrate în intersecție. Nu, domnule, mediu.
Da, da. Curge. Îi dăm drumul la semaforizare. Sper că am reușit. Da? Bun. Când este momentul să se schimbe culoarea, nu se schimbă până nu ies mașinile care sunt intrate în intersecție, ca să nu se țină intersecția încărcată.